Nu, odată noi am fost întrebați și acum în perioada asta de carantină, când contentul video cumva preia valori, când oamenii încep să facă webinaruri, live-uri, tot mai mulți vor să devină influenceri, tot mai mulți vor să vorbească despre toate, despre tot, și apare etapa în care YouTube-ul intervine ca o platformă care poate fi preluată și adaptată de către afaceri. Părerea mea și cum noi vedem acest lucru este următoarea. Din start trebuie să delimităm că YouTube-ul poate avea două roluri. Primul, asta este personal sau blogging, influencing, și a doilea este business. Pornim de la aceste două paradigme pentru că cât mai mult business, cu atât mai greu o să fie să creăm sau să dezvoltăm follower, content și restul, cât mai personal branding în comparație o să fie mult mai ușor. În Moldova zic eu că YouTube nu-i, deoarece noi am încercat să dezvoltăm câteva proiecte personale și în consultanță am fost și concluziile mele sunt următoare. YouTube-ul are o scădere foarte mare la nivel de vizualizări dacă nu ai followeri. Followeri nu ai din motiv că nu toți sunt conectați cu Gmail-ul și nu toți pot să se aboneze. Dacă nu se abonează la YouTube-ul tău, de fiecare dată trebuie să îndemni oamenii să intre pe link. Respectiv, organic nu le vine notificare, organic nu o să crească baza de date. Deci asta este prima mare problemă. A doua problemă, cred că vine în contextul cultural. Noi întotdeauna am privit în stânga, în dreapta, întotdeauna artiștii noștri erau Ala Pugăciova și nu știu cine acolo, Queen, și noi local nu aveam eroi, sau nu atât de mult generația mea, cel puțin, nu avea eroi locali, respectiv noi contentul îl consumăm internațional. Foarte mult content YouTube se consumă rusesc și mă refer la content educativ sau informațional și internațional în engleză, review-uri și restul. Deci aici trebuie să înțelegem că intrând în YouTube voi veți întâmpina contextul cultural una din probleme și contextul tehnic a doua de probleme. Mai departe, o a treia problemă de cine YouTube în Moldova este că majoritatea încearcă să creeze content carne, content prin care oamenii se informează din seria asta, sfaturi, utile, respectiv e foarte mică audiență, iar când tu creezi canalul de YouTube, majoritatea vor mulți followeri. De aceea, followerii din Moldova, ce canaluri care au mulți followeri, asta este marea parte despre content distractiv. Sunt câteva conturi care au content educativ și în timp ei s-au dezvoltat, dar majoritatea, ca regulă, asta este content distractiv, content care nu are sens pe locuri la nivel de carne, dar este așa, relaxing și agrement. De aceea, când începeți dezvoltarea YouTube-ului, calibrați-vă ce fel de tip de content vă să livrați. Vreți să fiți expertul și atunci o să aveți 1000 de followeri și asta să fie așa? Sau vreți să fiți să faceți prank-uri sau cum se mai numesc ele, pricoale, anecdote, concursuri, și atunci voi posibil să aveți 50-100 de mii, pentru că oamenii la halavă și la pricoale se uită tare, tare, tare mult. De aceea luați aceste lucruri în vedere. Și timpul este cel mai mare activ pe care trebuie să-l aveți în dispoziție, că azi oamenii nu se abonează așa de ușor cum înainte, pentru că deja cumva e formată piața și trebuie să miri cu ceva tare diferit majoritatea nișelor, pentru ca să faci concurență celor care deja sunt, la care eu deja s-am abonat pe direcția de informare business, review-uri sau alte chestii. De aceea, succes! Dacă vreți să intrați în YouTube, fiți ca afacere, dublați contentul din Facebook pe YouTube minim pentru căutare, pentru că este indexat în căutare acest rezultat și o să vă dă un trafic ușor, dar dacă vreți să vă dezvoltați, încorporați-vă cu cel mai important sfat care îl dau toți youtuberii, este contentul. Nu contează cum e imaginea până la urmă, contentul și ideea contentului focusată către audiența care are nevoie de acest content este cheia succesului. Dar dacă o să aveți și imagine bună și sunet bun și content bun, atunci șansa este să împușcați mai repede și mai mult. Acestea fiind spuse, dați-ne un feedback cum v-a apărut tematica, dacă sunteți de acord sau nu, rezonează sau nu, și succes în activitatea de social media, digital marketing, baftă la toată lumea, like-uri, share-uri și share-uiți stories-urile astea celor care credeți că o să le fie relevant. O zi faină la toți, pa, ca!